Bună ziua, sunt Crenar Grigore și încerc să lămurim o chestie cu Varu. Mulți colegi de pe grupurile de profil întreabă care e chestia cu Varu, de ce unii insistă, alții nu-l recomandă. O să vă dau exemplu aici, o tulpină de pin în cazul ăsta, pentru că este de alte dimensiuni și se poate observa mai bine. Dar ce se întâmplă la pin se întâmplă și la restul pomilor, dar în măsură mai mică, probabil. Deci, la pin, vedem. Ia uitați. Vedeți, avem aici tot felul de ouă. Merge mai sus, undeva unde se mai pot îndepărta o bucată de scoarță. Mai. Uitați. Tot felul de gonguțe, de ouă, de furnici care își caută. Da? Deci, trebuie să ne gândim că efectul varului, nu știu, ați încercat să încasați o picătură de vară în ochi sau ceva de genul. Ia uitați aici. Pupe de tot felul de. Vedeți? Tratând coaja, obținem o suprafață mai fină unde dăunătorii își găsesc cui mai greu. Ia uitați. Mulțumesc, o zi bună!